Primul trofeu al sezonului se câștigă de FCSB, Supercupa României ajunge în poziția campioanei, FCSB o bate pe Corvinul 3-0 și sărbătorește în Ghencea alături de suporteri. Au fost prezenți aproape 16.000 de spectatori la această partidă. Vedem imagini în direct repet cu jucătorii FCSB-ului sărbătorind după primul meci al sezonului, pentru că a fost pus în joc Supercupa României. Săptămâna viitoare FCSB începe un parcurs foarte important în preliminariile Champions League. Evident că adversarul din primul tur e unul la îndemână, campionul San Marino Virtus. Meciul va fi marți seară de la ora 22 în direct pe Prima Sport, meci în deplasare cu Virtus în primul tur din Champions League. Îi salut din nou pe Bogdan Cosmescu și pe Basarab Panduru. Bună seara! Salut! Salut! Ce ar fi de spus despre acest meci între o echipă de primă ligă și o echipă de Liga a doua? E adevărat, întărită cu foarte mulți jucători care au evoluat foarte multă vreme la prima ligă, dar a apărut că a fost întărită sau a apărut că a fost slăbită echipa asta a Corvinului? Da, în mod normal au intrat jucători, te gândești, mai bun decât cei care au fost. Coman a plecat, trebuia să bage un vârf acolo, l-a băgat pe Bush, nu? Da. A intrat Roger și a intrat Tubing, teoretic te gândești că au un plus față de jucătorii de Liga a doua. Bine, Tubing s-a accidentat aproape imediat. Da, dar vorbim de cei care au intrat, da. Cum ai gândit echipa când ai făcut primul 11? Păreau așa că sunt ok, da? FCSB-ul până la urmă a fost mai bun. Trebuie să ținem cont, Dane, că totuși e o echipă de Liga a doua cu campioana, primul meci, vin din pregătire, sunt câteva lucruri de discutat aici. Era normal să fie FCSB-ul mai bun și să câștige meciul. Bogdan? Mie mi s-a părut meciul surprinzător de bun ca ritm pentru această perioadă a sezonului. Sincer îți spun, mă așteptam să-i văd... O secundă, da. Te întrerup, o să dăm pe Pintili. Mă bucur pentru băieți că au mai pus în palmea răsul fiecare trofeul acesta și toate de acum înainte începe greu. S-a întâmplat la pauză că a apărut așa că motoarele s-au turat mai mult în repriza a doua. A fost o discuție în vestiar în care ei trebuiau să joace simplu. Când încerci să faci mai mult decât trebuie, ei când joacă și au mingea la ei, n-avem nicio problemă. Deci, practic, în prima repriză ați fost puțin cam... Relaxați și probabil și aici, și normal. Când vii cu nasul pe sus, așa se întâmplă, că crezi că fotbalul e ușor. Nu, e o echipă bună, le dorim succes pe viitor, dar cred că am câștigat meritat. Ați mai câștigat un jucător pe Ștefănescu, care pare la FCSB de foarte... Nu e de câștigat Ștefănescu, știam valoarea lui Ștefănescu, eu mă bucur pentru Malcolm, că a intrat foarte bine, a făcut un merg bun. Baba, Muți, toți cei care au intrat, de asta ești la echipa asta, când intri să faci diferență. Deci la Ștefănescu nu cred că trebuia să avem o surpriză sau... La Ștefănescu, jucător de echipă națională, care a demonstrat și nu trebuie să-i mai aducem noi laudă. E un jucător valoros, care trebuie să ne ajute și îi mulțumim pe această cale că a ajuns la noi. Cam așa o să arate echipa și în următorul meci, în preliminare? Vom vedea, păi, pentru că mai avem 6 zile, vom vedea ce. Acum ne bucurăm de seara asta, mâine dimineața o să avem refacere. Enjoy! Aștepți încă o victorie de acest gen? Important e să câștigi, nu mai contează cum. Cât 3-0, 2-0, 1-0, nu mai contează. Îi contează victoria. Aia e cel mai important. Cu mare drag. Da, interesant. Pintele spune că în prima repriză jucătorii au intrat cu nasul pe sus. Ți s-a părut că așa a fost? Nu știu dacă chiar așa a fost. Dacă a intrat ce-i drept nasul... că a fost diferență între prestația FCSB-ului din prima repriză și cea din a doua repriză? Mi s-a părut că oamenii care au intrat la pauză au adus un plus toți. Da, exact, așa mi s-a părut. Adică Musi față de Slavescu e incontestabil, că dacă a ratat... Adică i-a schimbat exact pe ea care a intrat cu nasul pe sus. Nu știu. Ce era? Crezi că Radan Slavescu a intrat cu nasul pe sus? Păi nu, Radan Slavescu atâta poate în momentul ăsta. Cu nasul prea jos poate. Nu știu de ce, că am vorbit și anul trecut de el. Eu nu mă gândeam că îl mai prinde nou sezon pe el aici, mă gândeam că se duce și încearcă să prindă o echipă unde să joace. Nu știu dacă vrei sau nu vrei, dar l-ai pe Tavi, l-ai pe Musi, care Musi o să-i pună probleme și lui Tavi, probabil, la un moment dat. L-ai pe Pantea, care o să-și revină după accidentare. La cum ai jucat până acum, ești al patrulea în momentul ăsta. Da, al patra variantă. Al patra variantă. De ce să mai rămâi în continuare? Nu-i mai bine să te duci undeva, că deja vii după un an pierdut. Și mai mult poate, nu? Dar se pare ok să ratezi așa cum a ratat Ștefănescu? Nu mi se pare ok. Nu se poate. Nu, mai asta nu mai ține că e de primul meci, de ultimul meci, că ești obosit. Dar de ce ține?
nu știu de ce ține, dar nu ai voie. Păi nu, aici nu știi să dai de la... Păi știi să dai, dai golul din dreapta acolo, știi să dai. Păi poziția e mai grea. Nu știi să rezolvi situația asta, tu nu prea ai ajuns. De câte ori ajuns Ștefănescu în situația asta la șef și ținut cu portarul? De multe ori. Ștefănescu cu portarul? Păi are 12 goluri, deci a ajuns cumva. Da, 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 da. Am înțeles, da. E mai tăiat din el, e băgat forfecă în el. Câte da? Care 14, nu se câte. 14, sau 14. 14. Dar nu mi-am amintesc goluri. Nu mi-am amintesc vreun gol dat din poziția asta cu portarul. Eu nu mi-am amintesc. Poate că sunt și nu mi-am amintesc eu. Nu, păi și acum s-o luăm logic. Ți-e mai ușor să marchezi din dreapta de la linia de aut de acolo să dai un interior. Când nu știi să rezolvi situația asta? Păi nu știu, mă gândesc și eu. Zici că prima n-ai dat-o că nu știu ce, că a stat portarul, pentru că totuși părea că stă bine, știi? Da. N-ai dat-o pe prima, ok, bă, dar la a doua încearcă altceva. Dai și peste poartă la a doua, nici măcar nu mai dai. Dai cu stângul. Mult peste, dai cu stângul. Prima a fost cu dreptul. Cu piciorul tău. Adică ai că acum cât de cât ți-ai pus pe dreptul peste stângul, știi? Dacă ne-i dai un stâng peste poartă, adică te așteptai. El, având o tehnică în cu care își permite să depășească... Îi vedem pe teren inclusiv pe jucătorii PCSB-ului care s-au întors azi noapte cu echipa națională. Olaru este aici cu Neubert, ceva mai în spate Târnovanu. Șut este și el acolo în spate. Și în tribune, da, erau și în tribune. Da, da, nu, dar a coborât și aici, practic, să sărbătorească. Florinel era? Că nu l-am văzut. Florinel nu a fost. Nu. Florinel, dar problema asta Florinel se pregătește să sunt, semneze cu... Astea sunt niște ocazii pe care s-au putut să le regrețe enorm într-un meci important. Aici cu Corvinul nu era o problemă. Era meciul câștigat. Hai să spunem că învață deja din astea, okay. O să exerseze... O să le comentăm puțin mai târziu, ca aș vrea să comentăm totuși ce se întâmplă acum, pentru că o să comentăm la obiect. O să și vedem și golul, dar și ratele. Păsoiul ăla, deci de la prima ratare. Bă, nu e pasă, e păsoi. Mama mea! E păsoi, bă, ce ai văzut? Ai văzut ceva? E de vreme să tragi concluzii. Nu, dar nu m-aș băga, pentru că mai avem puțin și începe campionatul și de-a lungul timpului am învățat un lucru. Primele etape să stau puțin mai calm, pentru că încă încearcă să-și găsească ritmul. Să nu ne agităm iarăși, da, trebuie să te agiți după primele etape. Ăsta e primul meci, au venit din pregătire, mai au cât? Săptămâna asta și cealaltă, da, până începe campionatul. Ei oricum miza principală a FCSB-ului nu este campionatul. Maccabi Tel Aviv, mai la meciul. Miza principală este Europa. Da, și cu miza mare principală este Europa. Și cu Maccabi. Dar atenție, până la meciul cu Maccabi este așa, Supercupa, dubla cu Virtus și primele două sau chiar mare două etape, noroc da. Ai pentru că ai picat cu această echipă. Uriaș noroc. De ce? Dacă lucrurile rămân așa cum sunt acum, cel mai bun jucător, unul dintre cei mai buni, că poate și Zahavi e cel mai bun și a prelungit contractul, Zahavi rămâne. Unul dintre cei mai buni jucători vrea să plece, da, prin Grecia, cer mai mulți bani, nu lasă discuția nu acolo. Nu va fi pregătit chiar dacă se împacă, nu va fi bine pregătit. Sunt jucători care merg la Olimpiadă. 4, deci sau 5, 4 sau 5 titulare, adică găsești echipa asta. Nu sunt cei mai slabi. Revivo, doi titulari sau trei și restul Turgeman, sunt sau cum îl cheamă pe vârful ăla. Aia sunt, da, doar Turgeman. Nu sunt toți cei care sunt Revivo în sau Israel, cum cheamă, ăștia sunt titulari. Da, oricum, lipsesc 4-5 jucători la meciul cel mai important pentru ei. Mai ales că joci cu o echipă care e cap de serie, preiei capul de serie. Adică nu puteai să joci în turul 2 cu o echipă mai bună decât Maccabi Tel Aviv. Mai bună în sensul mai de, bună pentru, de tine. Pentru tine. Mai da. Accesibilă, dar mai care accesibilă. Să-ți și garanteze statutul de cap de serie. Să-ți și garanteze asta statutul e. De da. Cap de serie, care e foarte începe important. Începe festivitatea de premiere, evident, așa cum ne-a obișnuit și cum am văzut că se întâmplă și pe afară, la finale de cupe europene, la noi, în Cupa României, echipa care pierde, Corvinul, repet, echipă de Liga a doua, în continuare, va fi în Liga a doua și în sezonul următor, și federații care s-au întors azi noapte sunt la această festivitate de premiere. La Cupa României, de exemplu, Bureanu n-a fost, că știu că avea un congres FIFA prin Thailanda, dacă nu mă înșel. El face premiere acum, alături de el Stoichiță, cred că l-am văzut și pe Vasaras acolo. Și parcă pleacă mai iarăși, nu? Bureanu. Nu știu mai ce să... La... Nu, chiar nu glumesc. Nu, e posibil să fie la semifinale, nu știu. La sferturi? Pe la sferturi? Da, nu știu ce să zic. Vrei să spun ceva? Atenție, pleacă, nu cred că va pleca, are de rezolvat o problemă foarte importantă și ne-a spus că săptămâna viitoare, până săptămâna viitoare, se rezolvă cu selecționerul, într-o direcție sau alta. De unde să pleci dacă trebuie să discuți? Păi asta spun. Corvinul este într-o situație incredibilă, mă. Ei, dacă scot pe cineva din cupele europene, vor mai sta un an în B. E clar, arată... Nu, îți dă senzația că poți scoate pe cineva? Ce, crezi că nu poate să-i bată pe Pax? Nu. Mie okay. Mi se pare că s-au dus în cupele europene știind, după părerea mea, că au posibilitatea de a promova. Nu cred că alegi cupele europene... Dacă ei câștigă, depășesc data aia de începerea Ligii a doua.
Dacă bat, dacă scot pe Pax sau după aia pe Limassol, ce fac? Se duc după 2 august. Nu pe Limassol, doar cu Larnaca. Larnaca, el, da, am confundat. Da. Nu. Da. Okay. Nu cred că bate pe nimeni. Am înțeles. Atunci dacă nu bați pe nimeni, asta... ce te mai duci, mă, ca să ne faci de râs? Păi nu, ai câștigat. Așa avem nevoie de coeficient. Un trofeu. Ai câștigat în primul rând, câștigat Cupa României. Da. În primul rând. S-a dat în al doilea rând, joci 4 meciuri. În al treilea rând, pentru alea 4 meciuri... Iei 1 milion. Nu, nu, nu iei chiar 500 de mii? Cam așa, cred. 500 de mii? Ci, nu sunt bun? Sunt multe lucruri. Stai că la Pax mergi cu autocarul. Dar nu că nu, păi mă referam, no, cât încasezi. Păi nu, deci cheltuiala e minimă la Ungaria, de plasare. Okay. Și după aia, în Cipru e mai lungă. De-aia ți-ai și permis să aduci jucătorii ăștia și deja îi pregătești pentru Liga a doua ca să promovezi. Nu, am înțeles că trebuia să se întorc. Da? Că așa am înțeles pe Roger, că Roger s-ar întoarce la Cluj. După păi asta dacă ați spus că din, după ce se termină cele 4 meciuri, îți schimbă statutul, nu? Da. Deci... Cum? Explică-mi și mie asta, ce înseamnă schimbarea statutului. Schimbarea statutului înseamnă, stai puțin, cea mai devreme a fost și Cătălin Popa, spun de el că a fost în camera VAR astăzi, el practic începând campionatul european în camera VAR și fiind, cred că la Anglia-Serbia a fost în camera VAR. Și era important că l-am văzut. Un singur meci a primit? L-am văzut acolo. Parcă un meci. Și n-a fost VAR, a fost asistent VAR. Sau două meciuri, nu mai știu. Dar n-a fost VAR el niciodată. Nu, asistent, a fost asistent VAR. Treilea, practic, au fost VAR-ul și doi asistenți VAR față de meciurile de Liga 1. Știi cum a fost asta? Ce-i dăm, mă, și lui Cătălinașu? Ia trimite-l, mă, vorbește cu ea să-l ia asistent 3 VAR. Sau 4 VAR. E cum? Și ce e funcția asta? Adică tu nu e normal să fii VAR în brigada românilor? Da, da. Ne întoarcem, Pani, la chestiunea imediat. FCSB e și ea premiat acum. L-am văzut pe Pantea. Pantea care, înțeleg, îmi spunea Mihai Stoica aseară în emisiune, că în 3 săptămâni va juca. În 3 săptămâni va juca, miratos, el nu? Având practic... Da, Ștefănescu pentru ratări, pentru ce i-a dat. Da. Cele mai frumoase ratări. Cele mai frumoase ratări. Ia un trofeu, te rog frumos. Păi ce să fac cu el? Că eu am dat cu mingea peste poartă, am dat în portar, singur cu portarul. Păi uite chiar, dacă te-ar fi pus pe tine să declară omul meciului, cine? Să ce că tu desemnai omul meciului. A, premiem și că ajunge acolo, la noi, în România. Ce-ai văzut tu în meciul ăsta? Adică aveai pe altul în afară de Ștefănescu? Nu, dacă că ratezi așa, parcă nu ți-aș mai da nimica, ți-aș da cele mai frumoase ratări. A dat și gol. Ți-aș da și ție cele mai frumoase ratări, adică din cele mai bune poziții. Nu v-a plăcut ăsta, fundașul dreapta? Andvi? Nu poți să-i dai lui Andvi. De ce nu poți să-mi poți? Ți dai unui mi-a plăcut păsuiul ăla, vreau să vă păsuiul ăla lui Baba. Baba Al-Hassan vreau să văd aia, trebuie da, să vă neapărat. Da, Al-Hassan poate fi o variantă, poate și Edjuma cum a jucat, dar totuși Ștefănescu a dat un gol și un gol frumos. Ok, a avut alea două ratări, dar nu văd pe altcineva pe cine să dai. Dacă îți dă Maccabi Tel Aviv 3 goluri și tu trebuie să dai și tu 3 și 2 de astea de ratezi așa. Ei, atunci se concentrează și tu acum pui că joci tot cu Corvinu sau cu Maccabi. Atunci se concentrează, știe ce să facă. Cum s-a concentrat Colomoani în final la capătul mondial. Nu mai dă peste poartă cum a dat acum. Nu, alea n-ai cum să le ratezi, Dania, că rata Musi mai... Mă gândeam, dar spun ceva, Musi nu știu dacă rata. Musi nu cred că rata. Da, n-ai cum să ratezi. Musi a ratat jucător de 60 milioane cât valorează Șescu. Nu ratează Ștefănescu. E bine, dar se spune, n-am mai avut-o pe a doua, ca a doua. A avut în prima repriză o ocazie și a doua, exact asta, nu știu, Ștefănescu a fost. Păi aia a doua, dacă a mai avea una, ca a doua. A doua a fost mare și a pus-o pe dreptul, a dat acolo, adică aia lui Sescu, a doua trebuia să o repete, pentru că lui Ștefănescu sunt la fel, pe centrul terenului, perfecte. Schimbi și piciorul, pui dreptul, pui stângul, faci ce vrei. Nu, și mingea, ai timp să te așezi cum vrei, că nu te dai pe nimeni în preajma ta. Nu, dar nu e, la 10 metri, adică da, nici da. Nu vine nu te grăbești, da, vine Daua sau Enghezana în spatele tău și au loc, ce fac, trebuie să dau mai repede. Nu aveai nicio treabă să te grăbești. Mie mi s-a părut că FCSB a jucat mai bine decât mă așteptam. Da, doar repede. Și prima, să știi, ca ritm, ca asta, prima, da, nu știu, mie nu, adică nu mă așteptam să joace în viteză asta, a reușit câteva faze cu pase din prima, mă, dar nu sunt ușor de făcut. Păi vezi că cei de la Corvinu dau un interior din partea dreaptă, dintr-o poziție mai bună decât a lui Ștefănescu. Da, da, da. Iar Vlad a lăsat-o pentru că a știut că e pe lângă poartă. Neașa, da. Neacșa, da. Și Vlad a lăsat-o, știu că e pe lângă poartă, a zis, bă, plonjez doar așa să-i sperii pe ăștia, dar știu de la început că mingea e... Nu vreau să-l glumesc, dar Vlad a găsit-o pe aia că o, toată viața o să-l urmărească.
Șutul ăla cu Rapid Viena când a scos-o de afară și a băgat-o în poartă. Nu, da, astăzi a avut una. Astăzi a avut una, n-am înțeles. A pus mingea pe 6 metri, a făcut din mâine așa, am zis, mamă, când i-o dau una direct pe pieptul ăla, pe genunchi, pe ceva, face la o preluare, scapă singur cu portarul. Când îi dă una, direct la adversar. Zic, mamă, cât te-ai chinuit așa. A jucat și puțin. Nu, a jucat puțin, la el nu e... Nu poate na, fi, nu. Da. La el n-ai ce să discuți. Că a avut câteva intervenții bune în prima repriză. Nu ai ce să discuți, pentru că de mult timp stă pe bancă, n-ai cum să... Și va sta. Și va sta, probabil. Eu nu mă așteptam să-l mai găsesc aici. Ce s-a întâmplat? Adică de ce? N-a găsit pe nicio echipă nu, care să... Nu, a primit hârtie să poată să plece, dar până pe data de, până pe data de 15 iunie, când pleca echipa în cantonament. Și n-a găsit unde să plece și a rămas. Da, primit hârtie să plece gratis? Nu, 100.000, parcă... Îți spui niște întrebări, dacă nu găsești pe cineva, îți dau 100.000 pe tine, trebuie să spui niște întrebări. Bun, FCSB câștigă, spuneam... 6 luni îi bași în buzunar? FCSB câștigă primul trofeu al sezonului. A câștigat și campionatul. Mă uitam pe cotele la pariuri, nu este mare favorită să câștige campionatul, ceea ce pe mine m-a mirat. Adică undeva cotele în momentul ăsta sunt, sper să nu mă înșel, 2.50 FCSB sau 2.30, 2.50 CFR. CFR-ul e după FCSB? Da, CFR-ul. Și după? Și foarte aproape. Rapid, și după la distanță mare. Da? Adică spre 5 sau sus? Spre 5, dacă nu mai are CFR-ul. Păi Dan Petrescu. Atât e singurul argument, că în rest ce transferuri a făcut, ce? L-a vândut și pe asta m-a mirat și pe mine, într-un fel. Și care sunt motivele pentru care CFR-ul ar fi atât de bine cotată? A dus ceva jucător și nu știu. Nu, dar Dan Petrescu te sperie. Ok, te sperie Dan Petrescu, dar bine, cu... Rapid mi se pare că se mișcă bine. Ești 2.30 cu 2.50, practic ești cam acolo. Ești acolo. Da, nu e acolo, o diferență aproape insesizabilă. Da. După primul meci, pe prima etapă se pot schimba. Deja cote, dacă FCSB nu bate pe Cluj sau și CFR bate pe Dinamo. Da, ele suportă... Hai să schimbă după fiecare etapă, se pot schimba. Etapă, exact, da. Cât că vorbeam de meciurile alea cu Maccabi, că alea sunt prima ținta FCSB-ului cu adevărat, că meciul cu Virtus, dubla Nopoli. Da. Aia sunt niște amatori. Cât de mult o ajută chestiunea asta? Și când ne mai făceam discuții, când jucam cu echipe nordice care erau în mijlocul campionatului. Deci va fi meciul de supercupă, dubla cu Virtus și două alte meciuri. Două meciuri. Practic 5 meciuri până când joci cu Maccabi, ei neavând decât amicale. E important sau nu crezi? Păi dacă pentru ei era important, păi asta, păi și tot timpul nu, dar ne găseam alibiul ăla că da, ei că sunt... Joacă. Acum noi jucăm, acum noi suntem mult mai bine, da, ai mare avantaj. Vezi totuși că au rămas la un moment dat fără antrenor, da, a plecat Robbie Keane, el a câștigat campionatul exact. Și l-au adus pe antrenorul sârb de la Bașca Topola, nu? Da, Lazetic sau... dar a terminat pe 3 sau pe cât a terminat? Dacă nu pe 2. Nu a terminat peste Partizan. Nu, Partizan pe 2. Aproape de Partizan, foarte aproape, da. Și pe 3. Mi se pare că au terminat pe 2 anul trecut, cred. Sau cu 2 ani, ceva de genul ăsta. Deci un antrenor care, totuși, cu o echipă fără nume, fără nimic, să termin pe locul 3, e ceva, da? Nu știu cât timp are și el să-i cunoască, dar mie mi se pare că tot ce se întâmplă în jurul lui Maccabi este în favoarea FCSB-ului. Dar nu poate fi mai bine. Nu are cum să fie mai bine, adică toate, una după alta vine. E aceea situație pe care am avut-o la Națională. Tot se întâmplă mai multe ceva. Acum are și FCSB-ul aceea situație. Nu joci nici acasă, nu mai punem pe nici acasă, bă, nu joci nici acasă. La Budapesta, da, pe stadionul lui Honved. Păi ce să mai vrei mai mult? Da. Că tu zici, hai zic una, păi zic una, zic două, zic trei, zic patru, zic mai cinci, nu se poate, dacă nu-i bați, deci păi asta e, nu-i bați, nu înseamnă că da. Să nu mai plece ea la Olimpiadă, mă gândesc, nu știu. Sunt deja în lot, pleacă. Să cred vină, că meciul vin cu Maccabi turul este pe 23 da? Sau 24, iar Israel primul meci are pe 23. Pui, deci nu vin nici la retur. E primul meci din grupă. Băi, asta spune, nu vin nici la retur. Nu, deci, nu se pune problema, nu. Îți dai seama că și pentru Israel, ce? Adică pentru Israel participarea okay la Jocurile Olimpice este exact ce a însemnat și pentru România atunci. Da, da, să duci la echipă, să drumul, dar da, să fii vor de serie, să joci cu FCSB-ul și să te duci după aia, adică nu. Pentru Israel este foarte important în contextul actual exact reprezentarea la Olimpiadă, mai da important decât ce face Maccabi exact. Tel Aviv. Probabil că de asta au și considerat. Deci băi, să fii sănătoși, să fii sănătoși. Nu interesează să mergem la Olimpiadă, noi suntem în... Am zis că acolo sunt tensiune în ce mai mari în zona aia, acolo. Deci este extrem de important pentru ei ce fac Olimpiada, asta este clar. Haideți să vă ascultăm pe Vlad. Am discutat ceva mai devreme despre el. A prins această oportunitate de a juca, pentru că totuși România a jucat până în optimile de finală la campionatul european. Târnovanul a fost ocupat acolo, s-a întors azi noapte și de asta a fost titular și a câștigat acest trofeu. Să vedem ce spune. Cum vă simțiți acum? Fanii strigau campionii, campionii, sunteți super campioni? Da, am reușit să aducem trofeul
am reușit să aducem trofeul la Berceni, să spun așa. Suntem fericiți că am jucat pe acest stadion, un stadion foarte frumos și acum e timpul să avem o mică sărbătoare, apoi să trecem la muncă pentru că începe primul tur din Champions League, apoi campionatul. Cât de important era să începeți cu un trofeu pentru moralul vostru? Cred că avem un moral foarte bun acum, începând cu acest trofeu. N-a fost un meci ușor, chiar dacă echipa venit din este în Liga Secundă. Vino fan aici! S-a descurcat absolut fabulos. E 0 sus. Ce să mai? Cum e să fii spectator, suporter la un asemenea meci cu trofeu pe masă? O mândrie să-i văd pe băieți. Și tu? Cum a fost experiența de la campionatul european? Frumos și lung. Deci, să înțelegem, tu ai fost suporterul naționalei la Euro, el a fost în această... Clar că i-am susținut și ei cred că ne-au susținut la fel. Uite că se vede că au venit cu o energie bună de la echipa națională și ne-au ajutat să câștigăm acest trofeu. Ați încărcat bateriile în puținul timp scurt petrecut de azi noapte până astăzi? Am încărcat, dacă suntem aici, nu. Și dacă nu dormeam, tot veneam să-i vedem pe băieți. Dar n-ați vrut și voi zile libere? Ați venit direct la meci, n-ați plecat pe undeva? Ce zac? Să mă duc în vacanță când avem meci? Nu merge. O să am eu la iarnă, e bine. Deci să înțeleg că meciul următor revii în poartă sau îl mai lași pe el să te odihnești? Păi ce face? Vă spunem echipa? Nu merge. Nu se poate. Ce poate? Acum următorul obiectiv care este? Clar ne dorim să facem meciuri bune și să acumulăm cât mai multe victorii. Urmează un program extrem de dificil. Da, în Europa, în campionat, cum am fost până acum obișnuit să câștigăm fiecare meci. Asta vom face în continuare. Nu doar pe Vlad Mascutat, ci și pe Târnovanu, portarul titular al FCSB-ului, care a participat și el la această sărbătoare de după meci. Scurtă pauză comercială, ne întoarcem, avem și alte reacții de acolo din Ghencea, discutăm despre ce urmează în principal în Europa, dar și pe plan inter pentru campioana României. Da, am revenit în direct, alături de mine în continuare Bogdan Cosmescu și Basara Panduru. N-am plecat nicăieri. N-am plecat foarte bine, mai avem de comentat. Spunem aici. Spunem că nu mi-ai spus. Corvinu trece de la societate de drept public la societate de drept privat. Explică așa mai clar ce înseamnă. Nu mai clar ce asta înseamnă. Ce înseamnă? Adică modelul FC Argeș, pentru cine totuși e cunoscător. Da, adică cine nu e, să spunem că nu e cunoscător, cum îi spui? Trece societatea de la primărie pe tine, Dan Udre. Da, trebuie să fie societate de drept privat, okay, nu să fie deci o societate administrată de stat. Am impresia că trebuie să fie mai mult de 50% din acțiuni, nu cred că trebuie să fie integral. Nu, da. Dar asta se poate ca tu să fii cel care preiei acțiunile Corvinului. Da. Da. Ok. La Steaua de ce nu se poate ca Pițurcă, ca Lăcătuș, ca cine vrei tu să preia acțiunile și înțeleg să... Înțeleg că acolo e o problemă și de faptul că ce? Secția de fotbal fiind în cadrul clubului sportiv, da, nu se poate rupe doar ea, da, și să se facă și trebuie să le ia Pițurcă pe toate. Nu Pițurcă, nu știu că nu vorbim așa de Pițurcă. Nu, am dat un exemplu, adică aici e vorba de seriozitate, e vorba de cine ai încredere, să nu e vorba te trezești și de cineva să-și asume o decizie de genul ăsta. Ok, Pițurcă se zice că-și asumă, de ce nu e? Nu de Pițurcă, problema e din minister, de la clubul sportiv. Ok, și ce probleme ar avea? Problema poți să o ai exact acea problemă pe care o voi avea, care au dat clubul lui Becali. Păi tu mai dai să spui, cui vrei tu, crezi că e cineva serios acolo, dă-i-o lui ăla. Impresia mea este că cei de la CSA Steaua așteaptă schimbarea legii sportului pentru a avea dreptul de a promova, nu de a urma această cale de schimbare, cum au urmat și alte multe echipe. Ok, și ea vine când? Păi nu e obligatoriu să vină. Poate să nu vină niciodată. Am înțeles. Poate să nu vină niciodată. Se poate schimba legea sportului, se poate să nu fie schimbată. Deci nu vine niciodată. Și aștept ceva ce s-ar putea să nu vină niciodată? Da. Păi până acum s-a dovedit că așa se întâmplă. Da, nu știu asta. Nu prea e ok. N-ai să faci. Da. Haideți să vedem ce spune Pintili. L-am văzut și pe teren, acum a venit și la în zona de flash interview. Mulțumiți de cum arată în momentul acesta echipa. Au făcut diferența. Toți care au intrat și jucătorii care intră au valoare. Când vin la noi,
trebuie să-și demonstreze valoarea și cred că au demonstrat în această seară toți care au intrat de pe bancă că merită să fie la această echipă. Și asta mă bucură că au făcut diferența. Crezi că ar mai fi nevoie de una, două, să spunem... Probabil, tot timpul este nevoie, dacă mă întreb de ceva, dar deocamdată suntem bine, avem un lot numeros, mai vin băieții de la echipa națională, plus așteptăm accidentații Octavian Popescu cu Panta, ca număr suntem chiar foarte mulți, dar suntem jucători valoroși, trebuie să fie luptă. A fost și o încălzire pentru startul în Europa? Meci care era un trofeu, un joc în care trebuia să câștigăm și la urma urmei suntem campioni românii și trebuia să ne respectăm pe noi în primul și în primul rând. Și cred că ne-am respectat, am făcut un joc foarte bun și am câștigat. Cât timp crezi că va trece până vă veți obișnui fără Coman, din toate punctele de vedere, și ca lider și ca, să spunem, evoluție, rezultate? Până nu va fi ceva oficial. Este oficial, s-a semnat contractul, spunea patronul, adică mai oficial. Da, atât. Contractul a semnat, dar nu știu de Coman dacă a semnat, asta e ideea. Până nu semnează și jucătorul, Coman este al nostru, noi îl așteptăm, ne bucurăm că face parte din această familie și îl așteptăm cu drag. Deocamdată nu știm nimic până când Coman vine la noi și a rămas bun sau ne felicită și noi îl felicităm. Încă nu pot să zic nimica despre. Chiar lipsa lui clar va fi, pentru că e un jucător valoros, un jucător de echipa națională, a demonstrat-o, a făcut diferența anul trecut și o să ne fie greu, dar nimeni nu este de înlocuit. Ce le-ați făcut jucătorilor, pentru că și după atâta stat în cantonament cu naționala, își doreau să fie și în seara aceasta? Pe da, dar nu era ceva normal. Aia iau nevoie de odihnă. În primul rând îi trebuie odihnă mentală, psihică, trebuie să relaxeze câteva zile și după aia, da, poate să vină să o ia de la capăt, au tot timpul. Cu mare drag. Da, l-am văzut pe Pintili, care practic a confirmat și el ceea ce discutam și noi, și anume că Olaru și Șud, nu știu, că și Târnovanu, probabil că și el, și-ar fi dorit inclusiv să joace, pentru că Pintili a spus. Azi nu era neapărat problemă de oboseală, că ei nu prea au jucat în meciuri. Da, îți trebuie totuși o odihnă mentală. Ai venit cu avionul, cum era să joace în seara asta, deci nu era nicio logică. O să ne întoarcem imediat să-l ascultăm și pe Chiricheș, pentru că se pregătește acum și el să vorbească. El a fost unul dintre jucătorii care s-au aflat în vizorul lui Edi Ordinescu pentru a fi luat în lotul de euro. Până la urmă n-a ajuns acolo. E adevărat că în urmă cu 8 ani a fost prezent la un turneu final în Franța, când România n-a depășit faza grupelor. Acum n-a mai fost. Însă continuă să joace la FCSB și în acest sezon. I-ai stricat programul. De ce? Păi el are alergare după meci, după alea. Păi a făcut, s-a terminat meciul de o oră. Deja a venit... Da. Hai să vedem ce zice. Da, sunt norocos să fiu încă pe teren. Mă bucur de asta. Încă joc cu pasiune, îmi place ce fac și mă bucur de victoria asta. Cum a fost meciul acesta? Cum i-ai simțit pe adversar și cum ați intrat voi, având în vedere că era un trofeu în joc? Am început un pic mai greu, așa. Cred că a fost mai greu să dăm drumul un pic la motoare. Nici n-am avut multe meciuri amicale în perioada asta. Ne-am antrenat foarte bine. Cred că și un pic picioarele un pic grele după cantonament, dar în a doua repriză am jucat mai simplu, am plimbat mingea mai mult și am reușit să obținem o victorie clară. Ce spui de noi veniți, la experiența pe care o ai și la câți jucători ai văzut aici sunt, sau în alte locuri? Sunt jucători foarte buni, s-au integrat foarte repede. Bine, Malcolm era deja, știa foarte bine grupul. Marius Ștefănescu i-a fost foarte ușor pentru că are calitate, e foarte bun. La fel și Popică. Sunt jucători buni și sper să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. Ați privit meciul acesta și ca o încălzire pentru Europa, deși e un adversar acest. E clar că ne-a ajutat mult jocul din această seară să punem la punct mai multe aspecte ale jocului nostru. Eu cred că putem să jucăm mult mai bine decât în seara asta. Dar a fost un meci bun, un meci de pregătire bun pentru Champions League. Spune câteva cuvinte despre ce ai trăit și cum ai trăit vis-a-vis de națională. M-am bucurat foarte mult pentru băieți. Au făcut un rezultat istoric pentru națională, să iasă din grupă, nu știu, a doua victorie din istorie la un campionat european e ceva extraordinar. Mă bucur pentru ei. Îmi pare rău că nu au reușit să facă lucruri și mai mari,
Dar, da, când ai de o super putere în fotbal, e un pic mai greu. Din toamnă o să te vedem și pe tine bucurându-te alături de ei? Eu îmi doresc să joc cât mai bine pentru echipa mea de club, să mă bucur, cum am spus, de anii ăștia de fotbal și dacă, nu știu, selecționerul va vedea în mine o soluție pentru echipa națională, eu sunt deschis să merg acolo. Vlad, s-au întors și colegii tăi de la Națională, vor reintra în curând în programul echipei, însă te-aș întreba de Florinel Coman. Ce știți voi? Va continua cu voi sau e gata? Da, chiar m-am bucurat să-i văd, cred că toți ne-am bucurat să-i vedem astăzi în vestiar. Nu știu nimic despre Florinel, din ce am înțeles... S-a rezolvat, e aproape plecat. Mă bucur pentru el, sper să... Nu știu, să se bucure de experiența asta și să-i fie lui bine. Voi aveți forța să o suprimiți absența lui? E clar că e un jucător, sau a fost un jucător foarte important pentru noi în ultimii ani și e greu să-l schimbe așa imediat. Dar cred că stafful, cei din conducere o să găsească soluții foarte bune să îi suplinească absența. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Bun, Kirikeș, îl vedeți titular în nou sezon sau să punem o întrebare? N-am întrebat asta, am întrebat dacă îl vezi titular. Ce crezi? Evident, eu, noi aici facem... Părerea mea, în Ghezana, Daua, e un cuplu de fundaș central foarte bun. Mai departe, ce vede patronul? Eu știu, nu-mi dau seama. Kirikeș e clar că are rolul lui... Tu cu cine ai juca? Cu Ghezana și cu... Daua. Ok, Pandi? Dar Kirikeș are un rol extrem de important pentru atmosferă. E limpede că este un jucător cu mare experiență, o voce respectată, poate fi important pentru ce se întâmplă vestiar. Mai departe, vor fi prezent fără să fie pe teren. Eu cred că Ghezana o să joace și va alege între Kirikeș și Daua. Deci, practic, Ghezana titular indiscutabil și ceilalți în funcție de ce... Așa cred. Foarte posibil să fie, o să fie așa. N-am înțeles ce n-a jucat niciun minut Kiki azi. Poate încă e obosit, că a fost titular cu Beninu, ăla care merge foarte bine. Da, a fost cu mult timp. Adică erau mai mici. Nu, în iunie. A fost în vacanță. Deci n-a jucat niciun minut. Nu, poate că o fi avut vreo problemă ceva. Poate, de era pe bancă. Marcatorul primului gol, Miculescu. Obiectivul a fost puțin mai greu, pentru că a fost și chiar primul meci oficial, până am reușit să deschidem scorul. Per total suntem bucuroși, cum am zis, că am reușit să câștigăm, dar s-a văzut că a fost primul meci, încă în această formulă și Ștefănescu nou, mai trebuie puțin să ne înțelegem și o să fie mai bine. Tu te simți mai bine în postura aceasta de atacant central? Da, mă simt bine, cum am zis la fiecare interviu când am fost întrebat, unde este nevoie acolo să-mi fac treaba cât de bine pot. Cum îmi spuneai și tu, da, că ați intrat mai greu un meci? S-a simțit presiunea asta că e primul trofeu pus în joc? Că... Nu pot zic neapărat o presiune. A fost, cum v-am și spus, această formulă este al treilea meci în care joc cu Ștefănescu. Mai trebuie puțin să ne simțim, să vedem. Primul oficial. Da, și aia vreau zic, primul oficial, al treilea care în total cu cele două amicale, cu Băluță număr 10, cu Rada Savezu în juca stânga, trebuie să ne mai înțelegem puțin. Dar tu crezi că ai depășit în totalitate perioada adaptării? Gata, ești... Da, normal, a fost și la început. Cât trebuie să te adaptezi la o echipă până la urmă? Că se vede că ești mai relaxat, mai dezinvolt, mai... Da, da. Spuneam-ne despre tine că ești cel mai bun număr 9 din România. Pentru tine asta e o presiune sau e o ambiție? Nu este neapărat o presiune. De ce să fie o presiune? Mă ambiționez mai mult pe zi ce trece. Acum sper la fiecare meci să reușesc să înscriu sau să mă ajut colegii, ori cu o pasă de gol, cu orice. Este foarte important pentru noi. Urmează meciul din Europa. Acum va fi acolo. Revin și colegii tăi care au fost la Națională. Da, revin și acum, au fost și astăzi alături de noi. Sperăm să intre de mâine sau de poimine, de când vom începe și noi antrenamentele. Ne așteaptă un meci greu marți. Chiar dacă sunt din San Marino, trebuie să luăm serios acest meci și să ne calificăm mai departe. E așa o pierdere mare, Coman, plecarea lui Coman? Da, este o pierdere, dar până la urmă suntem bucuroși pentru că a reușit să facă acest transfer, care chiar își dorea de mult și suntem bucuroși pentru el. Care e ambiția ta pe sezonul acesta? Să reușesc să scriu cât mai mult, să-mi ajut colegii și cam atât. Mulțumim. Bun, apropo de Miculescu, Meme zice așa, bine, Meme poate fi și subiectiv sau poate folosi de multe ori declarații să trimită un mesaj public către jucători. Cel mai bun număr 9 din campionat.
Nu neapărat vreau să comentăm asta, dar ca să avem context. Ți se pare că e de calibru FCSB-ului și ceea ce își dorește o echipă ca FCSB să ajungă în grupe Champions League sau grupe Europa League, Miculescu atacant central, Pandi? Nu. Nu. Dar nici nu îl contrazic, pentru că fiind zi de zi acolo, eu am văzut când am fost la Craiova. Unul spune de ăla că nu e, de ăla că nu e, eu i-am văzut. Și spun că unii sunt altceva decât se vede. Sunt fotbaliști, pun piciorul pe minge într-un fel. Așa și cu Miculescu. Poate se pregătește foarte bine, poate la antrenament dă goluri, poate, adică are de ce să se ia, să vadă în el un număr nou bun. Nu-l văd în momentul ăsta, dar nu știu, poate să fie. Nu cred că poate să fie. Uite, și în seara asta dă gol, e acolo. Trebuie să mai vedem și asta, că e un jucător de la Corvino. Hai să vedem primul gol, adică relorile la această da, fază. Care e mai cu mâna pe sus acolo și cere offside. Și mă gândeam la un moment dat și eu, bă, o fi în offside, da? Când l-am văzut că el e în spatele portarului, pentru de fapt. Și Bogdan pe comentariu s-a întrebat da, până la da, relori. Da, ia uite-te aici unde e. E în fața portarului. E jucătorul, e spatele portarului, da? El cerea din spatele portarului. El e primul care ridică, mă. Din spatele portarului cerea offside, offside. Bă, ne-a pus pe noi pe gânduri. Da, am crezut și noi că e frun offside. Da. Uite unde fuge. Da, nu, fuge în fața portarului, da, să nu mai vadă portarul mingea, știi? Da, da, da. De-aia, uite, când a ajuns acolo, a ajuns exact în fața portarului. Da, da, da. Portarul are intervenție bună. O prinde da. Până, o respinge până la urmă. Și da, Miculescu, uite, e pe fază. Probabil că asta e la antrenament, Dane. El le bagă în poartă, e acolo tot timpul, dă goluri, face și te face să crezi. Mai îl vezi că e și serios. Da, se pregătește, vine, face tot ce îi spune. Și atunci zici, băi, stai mă puțin, că ăsta n-ar avea cum, teoretic, să nu facă la meci ceva. Dacă el la antrenamente dă goluri, dacă se pregătește, dacă e serios, dacă e nu știu ce, te spun, nu cred, dar nici nu spun că nu o să facă, pentru că vreau să văd ce poate. Uite-l acolo poziția. Mi se pare că stă într-o poziție destul de bună acolo. Practic concurența lui Miculescu în acest sezon va fi Popa și Băluță, atenție. Pentru că Băluță, dacă vă întreb repede, el pare că e titular, dar nu-și găsește locul. Adică unde l-ai pune? Că pare că e titular. Da? Pare. Unde? Cine? Băluță. Dar unde joacă? Păi o să joace vârf, cred că. Păi asta spun. Meci. Deci Miculescu... Probabil că o să joace vârf. O să joace în spatele vârfului. În spatele vârfului joacă Olaru. Corect. Nu ai loc de Olaru. Joacă 4-2-3-1. Exact. Alexandru cu șut. Și atunci da. Olaru e punct fix. În dreapta Ștefănescu punct fix. În stânga este jucătorul de regulă. Sub 21. Sau dacă nu e sub 21, pentru că o să fie Pantea. Dacă o să okay, fie dar Pantea. Te gândești că atunci... poate să fie jucătorul de regulă. Da? Și atunci, practic, lui Băluței mai rămâne atacat. Dar tu ce știi? Au vreo șansă să scape de regulă asta? Nu cred. Nu? Ce șansă? Să se scoate regula? Da. Nu, nici nu s-a pus în discuție chestiunea asta. Nici la TAS dacă se duc? Regula asta a fost validată la TAS, dar pe o altă interpretare, și anume de discriminare. Că s-a considerat că nu poți să mă obligi tu să joc cu portar, de exemplu, când avea FCSB, l-avea pe Niță și era rezervă Vlad și trebuia să joace cu Vlad, că era de regulă. Și s-a mers pe ideea asta. Și au fost la TAS? Da, regula asta a fost atacată, nu știu, la TAS sau într-o instanță din asta sportivă. A, nu, dar la TAS, nu te-ai dus la TAS. Dar dacă cele 16 cluburi se pun de acord sau să ce? 13 interes nu fie de acord cu regula... Pe cluburile de Liga 1 n-au fost de acord cu regula. Ele în continuare nu sunt de acord? La Liga Profesionistă au spus că nu de acord. Atenție, aia, atunci când s-a introdus, da. Nu, sau cât a fost în votul Ligii 1, a fost împotriva regulii. Și cu toate astea, Federația a zis, ne asumăm această regulă și o introducem că vrem noi. Și a fost introdusă. După care, în vara trecută, au crezut că... Becali a spus că ia el semnături de la mai multe cluburi și atunci au fost 7 la 7 și 2 cluburi n-au... Da. Iar Boriaș, după ce a răspuns primat împotriva regulii, a zis nu, că s-a speriat că a fost făcut public tot. Mie mi se pare că ar fi mai simplu să găsească varianta aia cu recompense decât cu coercitivă. Da, repet, nu s-a luat în considerare eliminarea regulii. Vedem ce spune și celălalt antrenor al FCSB-ului, că l-am ascultat mai devreme pe Pintilie, e vorba de Elias Haralambus. The lot in the second half and again, congratulations to my players, to the staff and to the fans that were here today. Also to Corvino because what they did. Laude tuturor celor care au fost aici, fani, jucători, chiar celor de la Corvino care s-au mișcat foarte bine. I want to congratulate also the Corvino team. Vreau să-i felicit pe cei de la Corvino pentru modul în care au jucat această finală. Yeah, we are happy,
happy because the new players adapted very easy. Suntem mulțumiți că jucătorii noi s-au adaptat foarte ușor la echipă. Ștefănescu a dat gol la debut. Popa cel bun. Și Musi. Ejuma came back well. Ejuma s-a întors și el bine. Echipa a dat o atitudine foarte bună, special în repriza a doua. Pentru moment suntem mulțumiți de jucătorii pe care îi avem. Dar dacă apare ceva bun la orizont, de ce nu? It was look the first game, the first official game, so it's very good for us to see some things always to improve. E bine că am avut un prim meci oficial înainte de meciurile din Champions League. For the European games. Trebuie să ne pregătim pentru meciurile europene. Sure, for more the games, you see things that you can improve. Will be many changes in the team for the Vor fi multe schimbări pentru prima partidă? We have a squad. We have a weak squad for sure. We'll make rotation, yes. Vom face rotația în cadrul echipei. I mean, how many players will be changed, but nu pot să vă spun pe acum câți jucători vor fi schimbați, dar vor fi schimbări. What can you tell us about Florin? Ce ne poți spune despre Florinel Coman? You know all you know that there are some negotiations with the club and with the player and this is not my job. Nu e treaba mea, s-au făcut tot negocieri cu clubul și cu jucătorul. First of all that decides and if patronul decide. And if the player is happy. Dacă jucătorul e mulțumit și patronul este cel mulțumit cu suma, atunci va pleca. Până că nu se semnează contractul, însă nu poți fi sigur, îi doresc toate cele bune. A fost jucătorul sezonului anul trecut. Va fi fără discuție o pierdere pentru echipă. Dar pentru el ar însemna un câștig financiar pentru club de asemenea. Suntem bucuroși să vedem jucători români evoluând afară. Și atunci îi dorim din tot sfârșitul să joace la alt campionat. Okay, we are happy that we won a trophy today and suntem mulțumiți că am câștigat azi un trofeu. Și vrem din ce mai multe trofee. Trofeele nu le poți cumpăra. Sunt niște lucruri pe care ți le amintești toată viața. And these kind of moments are the best especially for the players. Și aceste momente sunt unice, cu totul speciale, special pentru jucători. Next week in Champions League. Why not? Yes, they will be with us from tomorrow in the trainings. Jucătorii vor fi cei plecați la vor fi de mâine cu noi la antrenamente. Vreau să le mulțumesc încă o dată suporturilor noștri fantastici. And the only thing I can promise is that the players will give the best in all the games. Și nu pot să promit decât un singur lucru, faptul că jucătorii vor da totul pentru rezultate bune. Bun, o să luăm încă o scurtă pauză comercială, ne întoarcem. O să vedem și cum arată cele două echipe pe care le poate alinia FCSB și foarte probabil că o va face în debutul campionatului când trebuie să jongleze cu participarea în Champions League și cu etapele de campionat, că se va juca practic în ritm jumătate de săptămână weekend. Dar toate acestea după publicitate. Bun, am revenit, spuneam că o să discutăm și despre Ștefănescu, un jucător care a costat-o pe FCSB în această vară peste 1,3 milioane de euro adus de la Sepsi, cu cifre foarte bune în campionatul trecut. Și l-am văzut la lucru pentru prima dată într-un meci oficial astăzi la FCSB. Marchează și are două ocazii și vreau să vedem cele trei momente, că sunt importante, din moment ce am făcut prima discuție când am luat emisiune fix pe acest lucru. E ușor de băgat mingea asta în poartă? Pandi, nu e, nu? Nu. Nu, pentru că ai, trebuie să dai la colțul lung, acolo sunt adversari, trebuie să dai pe lângă ei, poziția nu are cum să fie cea mai bună, dar ieși, că te-ai lăsat puțin în partea dreaptă, ți-ai pus stângul și teoretic dacă o lovești cu interiorul ai putea să dai acolo colțul lung, dar nu e ușor. Bun. Și cu toate astea o bagă în poartă, cu toate astea o bagă în poartă. Bine, toată faza frumoasă, dar mă rog, discutăm despre finalizarea lui Ștefănescu. Faptul, da, ne lăsăm la o parte faptul că el ratează alea două ocazii vedem mari, acum. Da, când scapă cu portarul. Mie mi se pare că și anul trecut a fost la echipă. Așa ai impresia, nu? Adică zici că nu, ăsta, jucătorul ăsta nu a venit acum. Pasa lui Al-Hasan? Nu, ai păsoi, n-ai. Nu există, asta nu e pasă.
Ăsta e Păsoi, na, da, nu, prima tot ia fii atent cum o dă, păi sunt 2-3 acolo, e un triunghi acolo de 3 jucători. Aia e toată echipa Corvinului, pasa aia. Deci tot cu stângul și pe prima. Da, tot cu stângul și prima, mi-a apucat cu dreptul, tot cu stângul, dar și prima. Păi eu m-am luat după tine, dacă ai comentat, zic, bă, a văzut mai bine decât mine. Ce fii pasă? Atent. Și ce bine, pleacă, nu, bine, Velisar, cine e aici în stânga, probabil? Velisar stătea pe linie cu Ștefănescu. Mare ocazie. Nu? Adică Velisar stă pe linie cu Ștefănescu. Bagi mingea aia de acolo unde spui că e greu, de aici, mă, normal, trebuie să fie ușor să dai gol dacă ai calitate mare. Eu poate vă întreb. Eu nu mi-amintesc, poate voi vă amintiți, vreo fază de acest gen pe care să o aibă Ștefănescu la Șepși. Eu nu l-am văzut, nu mi-amintesc să l-ai văzut atât scăpânțul cu portalul. Asta e puțin, că asta i-a dat-o Vlad, nu? Cine i-a dat-o? Ma, n-ai cum să dai așa. N-ai cum să dai peste poartă, de acolo. Uite, Vlad e de pasă de gol până la... Da. Bine, cum ajunge mingea la el, asta nu contează, mai da. Puțin. Da, da, păi noi ne rezultăm practic finalizările lui. Când nu, nu știi da, cu ce să rămâi, rămâi da, cu ratările sau cu golul? Acum, nu, rămâi cu golul, că e gol frumos. Trebuie el să nu mai rămână cu ratările astea, dar cu golul trebuie să rămânem pentru că a fost frumos. Văzându-l acum, mi se pare că și anul trecut a jucat la echipă. Tot extremă dreaptă. Că adică nu, e venit. Nu zici că e jucător care a venit acum. Nu, asta adică demonstrează că are calitate. El are calitate. Exact, care valoare. El are calitate. Ți-am spus, regătatul Ilie Balaj spunea treaba asta, că zice, nu înțeleg treburile astea cu adaptare. Zice, cine-i fotbal? Tot fotbal joacă, mă. Asta poveste, așa zicea Balaj. Nu, și vezi că, și uitându-te la el, el câte goluri are? 7, parcă anul trecut. Acum de a, nu, 8, parcă 7, ceva de genul ăsta și acum 14, nu? Adică a, nu, da, acum 2 ani, 7, adică da, de la 7 la 14, adică el a crescut. Era normal să plece de acolo, să-și dorească altceva, pentru că nu mai putea. Unde să te duci? La 21? 7, 14, 21? Nu ai cum să te duci la Sepsi la 21 de goluri. Trebuia să facă trecerea, dar mi se pare că n-a avut nicio problemă să se adapteze, parcă a știut toate schemele, a știut cum să plece, a știut unde să vină. N-ai avut nicio treabă, n-ai crezut niciodată că n-a fost la echipă. Îl ascultăm acum pe Ștefănescu. Salut, salut, felicitări! Chiar să fii desemnat omul meciului la primul meci pentru FCSB, presupun că nu te așteptai, nu? Bună seara! În primul rând vreau să mulțumesc suporterilor, au fost extraordinari. Cum ai zis tu, nu știu dacă mă așteptam, dar am muncit pentru acest lucru, să câștigăm acest trofeu și mă bucur și pe plan personal. Pentru cine ai dedicat golul? Pentru familia mea. Glumim puțin, cred că ai și uitat câte supercupe ai câștigat, nu? E a treia consecutivă. Da, am câștigat. Este a treia, cum ai spus tu. Sper să o câștig și la an. Este mai dulce aceasta pentru că e practic meciul tău de debut în tricoul FCSB-ului. E primul gol pentru FCSB. Da, putem să spunem așa. Este debutul meu. Am reușit să înscriu. Sper să continui tot așa și până la urmă, cum am zis, a fost o finală și trebuia câștigat. Ai vrut să îți intre toate, cred că de-aia ai și ratat, pentru că de obicei tu nu ratezi din pozițiile alea. Da, chiar am ratat două ocazii foarte mari. Așa este și... Determinarea asta, da, nu? Că-i primul meci. Da, nu știu, a fost așa primul meci, am vrut să înscriu primul gol și după aceea... Cred că la meciurile următoare o să fie mult mai bine. Cum te-ai integrat aici și cât de diferit e totul față de ceea ce era la Sepsi? Cred că băieții m-au primit foarte bine, m-am integrat foarte bine. Până la urmă, la meciuri, să zic așa, te integrezi, ai relații, faci relații de joc cu colegii până la urmă, dar și la antrenamente... Am muncit bine în cantonament și zic eu că ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci. Marius, pe lângă trofeele cu care te lupți împreună cu echipa pentru sezonul acesta, care ar fi provocarea pe care ți-o dorești tu pentru tine? Ce anume îți propui, ce obiectiv ai și dacă și național ai unul dintre obiectivul acestea? Nostru și al meu principal a fost să câștigăm acest meci, după aceea să intrăm în grupele Champions League și titlul. Mulțumesc eu. Bun, l-am ascultat pe Ștefănescu. E un trofeu, a? Păi câte trofee are? Ce are? Câte n-are nimeni.
Trei supercupe consecutive. Plus două cupe. Plus două cupe, da. De-aia cinci trofee. S-a mai bucurat. A zis, bă, nu mai mă lăsați-mă cu asta, că deja... Păi cinci trofee, nu vorbeam. Dacă am mai câștigat sunt două. În loc jucători. De exemplu, Coman. Coman este la FCSB de 7 ani. Și a luat două trofee. Și dar vreau să spun ceva. Tu ziceai că FCSB va face rotație la începutul sezonului. Dacă se califică, va face tot sezonul ăsta de toamnă. Dacă se califică, are 14 meciuri cu cupele europene. Dacă. Ah, bun, dacă nu se califică, nu catastrofă, că termenul ăsta zamăgire, mare, da. Mare zamăgire, pentru că are un traseu bun. Dacă ajungem la rotație, că am pregătit echipele, vă spuneam, dar Ștefănescu a sărbătorit pe teren alături de viitoarea lui soție și a dat și ea declarații. Ileana, cea care, repet, îi va fi soția lui Ștefănescu. Ia să vedem ce spune. Cum te simți să-l vezi pe Marius debutând și cu gol și cu trofeu și jucătorul meciului? Mă simt, sunt foarte fericită, sunt fericită pentru el în primul rând, cred că este debutul perfect, dar nu aveam nicio îndoială, eram sigură că va fi așa. Știu ce poate, am încredere în el și îl susțin de fiecare dată. Ai avut emoții în momentul în care auzi că va semna cu FCSB? Nu am avut emoții, ne doream, își dorea, știam că își dorea să ajungă aici, amândoi ne doream și sper să aibă un parcurs mai bun decât la Sepsi. Va fi o rampă de lansare pentru el FCSB-ul? Cred că da, da. În câți ani credeți că vă veți muta în străinătate? Nu știu, depinde. Eu sper doar să joace bine în continuare și să-și vadă de treabă. Cum e Marius în afara terenului? Că pe teren pare așa agitat tot timpul, luptător, Speedy Gonzalez. Da, da, toată lumea zice asta, dar el este foarte, foarte calm acasă și are un suflet foarte bun. Ce îi place să-i gătești? Cu ce îl răsfezi după meciuri? Uite, după un gol cum a dat asta. Mănâncă foarte mult paste și somon, pui. E ordonat? Da, este foarte ordonat. Foarte ordonat. Ca pe teren. Da. Păi de-aia poate, mă, Dani, deci, să alerge așa. De ce? Păi paste, mănâncă tot ce-i sănătos, paste, somon, pui, tot ce-i cel mai sănătos, păi mănâncă. Nu-i bine? Păi de-aia să spun, de-aia poți să alergi așa și să te menții pe așa fit. Bun. Hai să vedem ce echipe poate să facă FCSB și spunea Bogdan bine, dacă FCSB se califică chiar și în grupele Conference League, deși acolo sunt mai puțin... Nu, sunt aceeași jumătate de meci în toamnă, că am pensat că la Europa League două etape și acel prin se joacă în primăvară. În Conference League, în faza grupelor, ai doar 6 meciuri. Da, dar în toamnă sunt tot 6 și în Champions League și în Europa League tot 6 sunt. A, tu spui doar până la finalul anului. Eu zic până la finalul anului. Da, dacă ești în grupele Europa League... Ai două și în primăvară, dar le-ai în primăvară, nu le-ai acum până în ianuarie. Până în decembrie. Din lotul pe care îl are FCSB în acest moment, că evident mai pot interveni schimbări, nici nu l-am luat în calcul pe Florinel Coman, care pleacă la Al Gharafa în Qatar, o primă variantă ar arăta așa. Târnovanu, Crețu, Chiriche și Înghezeana, Radunovici, Alexandru Șut, Ștefănescu, Olaru, Octavian Popescu, Miculescu sau, în loc de Octavian Popescu, să apară Băluță. Sau pentru Băluță, că, Miculescu... Pentru că nu este obligatoriu ca în această formulă de Europa să apară un jucător U21. Și atunci s-ar putea Băluță să apară. Exact. E, arată așa, bineînțeles că echipa arată bine, cu mici schimbări față de ceea ce a fost în seara asta, apar Olaru, Șut, Crețu, cuplu, Înghezeana, Chiricheș, mă rog. Bun, cealaltă echipă, cealaltă variantă de echipă, pe care foarte probabil să o vedem în campionat. Vlad în poartă, Andvi, Haruz, Daua, Kikie, Juma, Baba Alhasan, Luis Felipe, Băluță, Musi, Daniel Popa. Luis Felipe, Tavi, Musi, exact. Daniel Popa. Da. Exact cum spuneai, lot ofertant. Mi se pare că, și ce a plăcut din ce am văzut astăzi, mi s-a părut că toți sunt în formă. La nivelul lor, adică nu mi s-a părut niciunul care, repet, poate un semn de întrebare la Chiricheș, dar nu știu, poate începe mai greu, are o vârstă, nu-mi dau seama. Dar toți par în formă, ceea ce înseamnă că s-a lucrat bine. Dar eu spun altceva, noi nu ne dăm seama totuși cu regula asta de Under 21 ce depășiți suntem că vreți să o scoatem. Bă, 21 de ani ai ajuns să fie o vârstă la care deja trebuie să joci fotbal. Uite la campionatul european, la seniori, sunt cel puțin 10-15 titulari din astea 24 de echipe care au sub 21 de ani. Ce? Adică ar fi regimul pentru tineret. Bă, noi nu mai, la 21 de ani nu mai ești tânăr. Am avut și noi unul singur, e adevărat. Pe cine? Pe Drăgușin. Care pe eligibilitate. Ba da. Ba eligibil. Ai 23, face mă cât pe la 50 de ani eligibil la tineret. Nu contează cât ani ai, contează. E născut după 3 ani, 2002? E născut în 2002. Drăgușin.
Ce cât? Ce contează? Care 2002? Când? Anul 2002, ce contează că ești în ianuarie sau în decembrie? Da. Contează să fii născut. Ok, avem și noi după bun, mai mult. Unul singur bun, avem noi, da. Mai mult. Nu contează unul singur, dar încă o dată, noi trăim cu impresia asta că la 22 de ani ești foarte tânăr. Da, ești tânăr. Ești în perioada de progres, dar să fii fotbalist deja. Nu așa au gândit. Uite Craiova, de exemplu. Dacă l-ai pe Bayram, ești super mulțumit. Ai unul dintre cei mai buni jucători de sub 21. Corect. Dar dacă nu l-ai pe Bayram, nu mai ai nimic. Care se accidenteze, nu mai ai nimic. Joci în 9. Și asta este problema lor, că ei au un titular, dar au văzut că de-a lungul timpului acel titular se poate accidenta, după care nu mai ai. Păi om la ce fel de mai, și... omule, cum trebuie în academie, a zis păi nu, premierul. De muncit, că le dă bani, de îngroapă în bani. Nu, de muncit, muncești, dar se găsești. Cum adică mai mult decât să-ți dea leu pe leu ce vrei? Da, stai, da, că nici poate chiar dacă ai avea oamenii... doilea bun, dacă joacă Bayram, n-ai cum să fie că asta e important ce spunea Bogdan. Chiar astăzi, Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, a făcut un anunț important și anume că se va introduce o lege care va permite tuturor academiilor care apar în acea clasificare a Federației Române de Fotbal să acceseze bani de la bugetul de stat și să-și dubleze bugetul de cheltuieli. Adică, un club care cheltuie pentru fiecare leu pe care îl cheltuie exclusiv pentru zona de juniori să mai primească încă un leu pe care trebuie să-l cheltuie tot acolo, atenție. Tot acolo, evident. Adică nu cu leu ăla și ia și... De exemplu, ca să am un exemplu clar. Rapid, sunt anul trecut. Avem alegeri? Rapid? Alegeri? Da, ceva. Tot timpul stai nu, dar zic așa, rapid, nu acum. Sunt în toamnă, cum? În toamnă? Bă, dar ce se potrivește? Ce chestie, da. Ce chestie, bă. Știi care e problema, Bandi? Măcar, nu s-a gândit. Măcar să beneficiezi odată la 4 ani. Nu s-a gândit nimeni. Da, măcar să beneficiezi odată la 4 ani de o chestie de genul ăsta și să se facă ceva în direcția asta. Da. Mie mi se pare... o lege bună. Mie am deviat însă. Încă o dată, noi avem impresia că la 22 de ani și jumătate, cât ai, cât ești eligibil, ești jucător tânăr. Bă, nu mai ești tânăr. Ești încă o dată. Pe vremurile mele erai bătrân. Păi da, nu erai bătrân. 18 ani terminai junioratul. Nu da, mai erai nimic. Asta zic, că la 22 la de ani ar trebui să joci fotbal. Eu la 18 ani am terminat junioratul. Ce să faptul mai eram că senior. O echipă cum e FCSB nu va folosi niciun jucător sub 23 de ani, 20 cât trebuie să fie, în meciurile europene, dată că toți sunt slabi. Nu, e posibil să nu folosească. Bun, e posibil. Deci dacă nu folosești, dar ești obligat să echipe, adică da. Tu ar trebui să-l folosești că e mai bun. Să ajungi să produci jucători pe păi cum e Virț, cum sunt ăștia. Să-i folosești. Păi de ce nu? La nivelul nostru, mă. De milioane, numai la nivelul nostru, mă. Nu ai cum. Nu, dar nu poți. Tocmai asta spuneam. Bayram este foarte bun. N-ai cum să-l ai pe al doilea bun, pentru că Bayram o să joace tot timpul. Păi și nu ai cum să ai doi jucători buni într-o academie, cu 4-0 mereu și... Dar nu poți într-o academie să scoți doi jucători care să nu joci în 10? Nu poți să scoți. Bă, e rău. E rău. Bun, haideți să ascultăm și pe Maxim, antrenorul Corvinului, după acest insucces. El trebuie felicitat. Da, exact, trebuie dar după felicitat. Un sezon foarte bun și să vedem ce spune. Din păcate e pierdut această partidă din Supercupă. Care sunt concluziile și cum trăiți dumneavoastră acum după acest meci? Cum să trăiesc? În continuare, a fost un meci, cum a spus și dumneavoastră, îmi pare rău că am avut o primă repriză foarte bună, am luat golul cu repetiție, am mai luat două goluri la fel, identice în cantonament. Trebuie să învățăm pentru că deja ni s-a întâmplat a treia oară. Eu zic că am avut două, trei situații bune de a marca în prima repriză, altfel era dacă intram cu 1-1. După care repriza a doua au venit schimbările, cele trei schimbări ale FCSB-ului, cumva ne-au destabilizat. Am luat și acel gol prostez la 2-0 și acolo cred că s-a turnat plumb în picioarele jucătorilor pentru că nu ne-am regăsit, n-am mai avut repere, orizont. Dar asta este, trebuie să învățăm din astfel de meciuri. Sunt meciuri cu echipe puternice, cu echipe tari, cu jucători foarte, foarte buni care pot face diferență la cea mai mică greșeală. Sper să ne fi tras concluziile din, și învățămintele din acest joc. Dacă ar fi să vorbim de jumătatea plină a paharului, crezi că vă ajută acest meci în perspectiva partidei cu ungurii? Nu neapărat ca, să spunem, repetiție oficială, ci din multe puncte de vedere că întâlniți vicecampioana Ungariei. 100%. Noi când am ales și cantonamentul din Slovenia, știam că vom întâlni două campioane, Mura, care acum 2 ani a câștigat contra celor de la Tottenham. Deci știam unde ne băgăm și ce ne așteaptă, chiar dacă a fost o perioadă foarte scurtă.
Am jucat contra unor echipe bune. Noi ne știm nivelul, știm că suntem la Liga 2, chiar dacă am promovat la Liga 1, dar tot eram o echipă de Liga 2 care promova. Ne știm cumva nivelul. Am vrut să luăm aceste meciuri tari, tocmai pentru a ne pregăti, nu știu, meciurile din Europa. Vom întâlni o echipă care a stat în picioare cu Ferencváros și a câștigat finala cupei, a terminat pe locul 2, deci e o echipă puternică dintr-un campionat care dă jucători în vest, dar cu punctele lor mai puțin bune, cum am avut și astăzi. Astăzi am avut 2-3 situații, acum dacă la nivelul acesta nu înscrii, așa s-a întâmplat și în cantonament. Am început foarte bine toate jocurile, până minutul 15-20 am fost peste adversar, ne-au prins la o fază, la o tranziție pozitivă a adversarului, noi n-am reușit să ne reorganizăm, pentru că putere, asta vorbesc cu jucătorii, putere au, pentru că pleacă foarte bine pe tranziția pozitivă când e să meargă spre poarta adversă, să meargă spre gol, au putere. În momentul în care trebuie să ne apărăm, devenim puțin mai lenți. Eu cred că, încă o dată o spun, sper să ne fi tras învățămintele din... L-ați pierdut pe Ubing? Sperăm că nu. De asta mi-era foarte frică să nu se întâmple ceva cu vreunul dintre jucători, chiar dacă au venit, am făcut niște transferuri, dar avem nevoie de jucători, să am tot lotul valid. Eu sper să nu fie nimic grav. Înțeleg că s-a obținut dreptul de promovare în Superliga? Nu, pentru că vom juca în Europa sub aceeași societate. Da. Deci, nici la anul aveți voie? Sau se încearcă o derogare, se încearcă o portiță, o derogare. O ferească? Să vedem dacă primim din partea federației. Mulțumim. Mersi și eu. Da, pus puțin în încurcătură, Maxim, când a fost întrebat de dreptul de promovare. A zis, păi, suntem în Europa. Păi și după ce ieșiți din Europa, da, avem o așa... Deci dacă reușește să elimine pe cineva, pare puțin probabil, dar dacă reușește să elimine pe cineva, nu va mai juca în... Tu ai fi ales să te duci în Europa, Dane, sau să ai drept să promovezi? Eu aș fi ales să am drept să promovezi. Dacă trebuiai. Dacă trebuia să alegi. Aș fi ales să am drept să promovezi. Și eu la fel. Eu aș fi ales să joc în Europa pentru că am jucat o singură dată în istoria cu Nedoare în 1982. Au trecut 42 de ani de atunci. De promovat poți să promovezi și la anul. Nu, la în Europa, în Europa o să mai joc probabil peste 30 și încă 42 de ani. 2026, dar n-ai nicio siguranță că promovezi nu, în 2026. Că ai dreptul. Că ai dreptul să promovezi. Nu cred că ar fi ales, cred că știau că pot promova. Da. Eu așa am auzit cred, că Burleanu, da? Practic, Burleanu a și public a folosit momentul pentru a-i... Și dacă îi bate pe pax? Tu o ții cu asta? Cu... Nu știu, mai e imposibil. Până total. Acum nu băteam pe nimeni prin Europa și acum băi, batem... Băi, băteam cu ăștia. Da, am zis că sunt șanse cu locul 2, mici. Cu 3. Dar dacă îi bați, e imposibil să bați echipa din Ungaria? Da, și Craiova e posibil să pierdă cu ea, nu? Cu Botev Plovdiv? Să bată Corvinul pe ăștia. E posibil orice. Păi dacă... Păi... Da. Apropo de cupe europene, spuneam săptămâna viitoare FCSB este prima echipă din România care intră în joc, pentru că începe încă din primul tur preliminar. Nu, ea nu intră în joc. Și pentru cum? Ea nu intră în joc. Ala nu sunt meciuri. Ala nu e joc. Nu, la aia sunt complică deplasarea. Păi ce cu aia? Aia sunt niște oameni... Păi ți-aduce aminte că așa ziceam și când a jucat CFR cu Lincoln? Nu, fac o următoare prezidare, ăștia sunt mult sub Lincoln. Ai, mult. Băi, sunt mult. Gibraltar, San Marino, nu e același lucru? Nu, San Marino este plăpăd. Ascultă-mă ce spun, n-au bătut pe nimeni niciodată. Păi, San Marino n-au bătut pe nimeni niciodată. În fine, meciul Virtus-FCSB, primul meci al FCSB-ului în actuala ediție a Ligii Campionilor, va fi marți seara la ora 22 în direct pe Prima Sport. Mă uitam pe lista, pentru că în turul 2, dacă FCSB trece de Virtus, va fi Maccabi Tel Aviv. E, înainte să se joace meciurile din turul 2, are loc tragerea la sorți pentru turul 3. Maccabi având un coeficient foarte mare, evident că bilețelul cu numele ei va fi în urna capilor de serie, automat și FCSB va fi în urna capilor de serie. Și mă uitam acum care sunt, că lista este foarte restrânsă, sunt practic doar 6 echipe din care se va alege adversarul. Ludogoreț. Nu e ușor. Mitiland. De îngrozitor. Da. Sparta Praga, greu. Îngrozitor. Da. Dacă ești cap de serie, joci cu ăștia? Da. Păi dacă nu ești cap de serie, cu cine trebuie să joci? Imediat. Cu Real Madrid? Cu Borussia Dortmund. Cu cine joci? Malmö, a patra. Apoi Nicosia și HJK. Astea două ar fi. Deși apoi Nicosia lume de văzut. Nu, astea așa, nu. Nu mai jucăm cu nimeni. Și dacă nu ești cap de serie, cu cine joci? Și dacă nu ești cap de serie, joci cu Maccabi Tel Aviv. Ma, ok, da. PAOK. Fai de capul. Ferencváros, Karabakh,
Bodo Glimt și Slovan Bratislava. Păi se mor dacă nu-s mai multe slave în partea asta altă. Păi aici... Păi ce, Slovan Bratislava? Ce ai lege? Slovan Bratislava. Ok, deci în partea altă ai... Bodo Glimt? Păi ce? Bodo Glimt? E campionul Norvegiei, nu e chiar așa. Ce... Ai mai spus, Karabakh. Ce, Karabakh e mai tare decât Sparta Praga? Nu, Karabakh e... E mai tare decât Sparta Praga? Cred că e tare rău, Karabakh. Da, nu știu. La Karabakh nu știu niciodată ce echipă vine, când se schimbă echipa total. În fine, și în cazul în care FCSB va ajunge în play-off, acolo ar da peste o echipă care e cap de serie și ar arăta așa lista, totul e strânsă. Dinamo Zagreb, aici e alt nivel totuși, Steaua Roșie, PAOK, Young Boys și Ferencvaros. Doar astea 5? Da, 5 sunt. Deci să mi se pare că dacă pică cu Ferencvaros are... Eu de ceva timp încoace tot spun. Este cel mai ușor. Pani chiar a spus asta. Tot am spus, toată lumea se uita la mine și se mira. Ce spui că, de ce, că nu știu ce. Dacă ai puțin noroc, ajungi să joci în Champions League, joci meci de intrare în Champions League cu 25 de milioane pe masă cu Ferencvaros. Pe cine vrei să-ți dea? Așa e. Să dea perfect pe de acord. Pe cine vrei să-ți dea? Pe Lincoln. Să-ți o tot dea pe Lincoln în toate meciurile. Să joci cu Lincoln într-una. Sau cu ăștia din San Marino într-una. Da, ăștia ar fi bun. Ce vrei să-ți mai dea? Ți-a dat Ferencvaros. Hai bă că-ți bun. Știi că teoretic, dacă facem un joc, FCSB poate să ajungă în grupele cupele europene bătând-o de două ori sau eliminând-o pe Virtus. Știi cum? Fii atent aici. A, că joacă o elimină pe Virtus, da. Pierde cu Maccabi, ajunge în turul 3 în Europa League, pierde acolo, indiferent cu cine, ajunge în play-off-ul din conference unde o poate dăni pe Virtus, o elimine și este nu în grupă. Nu cred că aia cum să ajungă până acolo, teoretic numai. Aia n-am cum să ajungă până acolo, nici dacă joacă singuri. Am zis așa ca idee că tu poți să elimini de două ori pe Virtus ca să joci în cupele europene. Ai văzut poza aia cum arătau? Da. Foamne ferește. Trampele în meciul 4 pe Vacari la 40 de ani. Joacă pe Vacari? Păi de, parcă la 39 de ani, da, semnat cu Virtus. O să aduce acolo, să tragă liniștită. E frumos, am noi unde ușor, eu am fost, da. E frumos, arată ok, e bine să treci unde acolo. Ușor și ajungi unde? În Italia, ești înconjurat de Italia. Ești înconjurat de Italia. E unde ușor în mijlocul Italiei. Dar, într-adevăr, o participare în Europa, acum mă gândesc în perspectiva unui duel cu Rapid, să spunem, care e o echipă care sigur nu va fi în Europa, pentru că n-a prins loc de Europa. Ți se pare că ar fi un dezavantaj foarte mare pentru FCSB în lupta pentru titlu? Să zicem că ar ajunge în grupele Europa League, nu spun Champions League. Și ar avea 8 și cu 8, 16 meciuri în perioada iulie-ianuarie. Doar în Europa. Mai adaugă 22 și cu încă 3 în... Și cu Supercupa? Supercupa, încă în Cupa României vreo 2. 3. Toate cele 3 meciuri din faza deci grupelor se joacă în... 40 joacă. 40 dacă, da. Deci ar fi 21, 37, peste 40. Peste 40, nu? Joci campionatul până în iarnă. Până la final de ianuarie, atenție. Până la final de ianuarie, joci campionatul tot. Important este să nu te duci foarte departe de primele locuri, să poți să ai speranțe în play-off. Mi-e greu să cred că poți să termini pe locul întâi cum ai dat acum la câte puncte. O puncte. E complicat. Dar ne cred că dacă ajungi în conferență îți permis să mai jonglezi cu meciurile din conferență și poate la meciurile mai importante să bagi echipa bună în campionat. Acolo e altceva. Dacă ajungi în Champions League nici nu te mai interesează. Cred că ai luat banii, cum de fapt o zice tot timpul că vrea banii. Ia, banii nu mă interesează. Dacă Champions League sunt niște premii. Asta și... Asta spun. E 25 de milioane. N-am acum repede să fac un calcul, dar FCSB ar putea să producă niște încasări fără precedent în România. Mai ales la nebunia asta, tu îți dai seama la ce nebunie e în momentul ăsta la bilete, cu asta spun, cu bilete, 55 de mii, cu premiile pe care le dă UEFA. Deci s-ar duce spre 40 de milioane probabil în casă. 40 de milioane? Da. 25 de că ai luat doar bonusurile de la UEFA. Nu mai spun cota de market pool și biletele la meciuri. Băi, stai și atunci băi, mai interesează că pierd un campionat. Liniștiți-vă un pic. Știi unde e Champions League-ul? Este undeva în Africa, la distanță de noi. Mi se pare că e în Ungaria. Se pare că e în Ungaria, eu zic că e în Africa. Tu zici așa, Corvinul poate scoate pe Pax, că ai spus mai devreme, dar FCSB nu poate ajunge în grupă. Am zis, nu, în grupă, să dea Dumnezeu să mă înșel, dar nu cred. Ca posibilitate, mă refer. Nu cred. Da, mai nu cred, mi se păi pare dacă mergem pe astea și tot ai noroc într-una până ajungi la Ferencvaros. Ne oprim, mai calculăm până la play-off. E deci mi se pare că nu e în Africa, mi se pare că e în Ungaria. Da, mi se pare că sunt departe rău. Acolo suntem undeva în Zanzibar. Bogdan, mulțumesc Basarab Pandoro, mulțumesc și noastră pentru prezență și pentru atenție. Seară bună, continuare să aveți.